Vorba seniorului Coposu, negociem orice, dar nu negociem principii. Vă dați seama, noi suntem oameni care suntem foarte transparenți. Nu putem să aruncăm în spațiu public doar așa niște informații care să fie trunchiate sau care să nu fie adevărate. Eu nu mi-am trădat niciodată principiile și am fost acceptat după criteriile de integritate în USR. Sunt primul membru USR în județul Arad. Am primit derogare la acea vreme de la Biroul Național. Îndeplinesc toate aceste criterii de admitere și de integritate în partid. La sfârșitul 2021 și începutul 2022, împreună cu colegii de la Integritate pe Bune, ne străduiam să convingem parlamentarii noștri să-și publice CV-urile. Da, acolo unde nu-i lege, e loc de tocmeală, așa că e necesar să-i rugăm pe aleșii noștri să ne arate și nouă calitățile, dar mai ales calificările care i-au adus unde sunt, adică la căldurică, în Parlament, pe mulți bani veniți din cheta făcute de noi, ceilalți cetățeni, prea curioși și dușmănoși, mă, dușmănoși. Ar fi un mizilic de dispoziție din articolul 12 din legea 96 pe 2006 privind statutul deputaților și senatorilor, care zice... Însă, acest paragraf trebuie luat așa, la liberă apreciere, căci mulți dintre ei aleg să nu-și publice CV-urile, sau mai rău, să publice niște autobiografii demne de ecranizări la Hollywood. Tu ești un om care muncești de dimineață până dimineața. Gata, ajunge! Terminați! Revenind în 2021-2022, noi am avut sorți de izbândă și o mare parte din cei contactați au binevoit să-și publice CV-urile. Rămâseseră doar câțiva fără. Regina Transparenței, apărătoarea neamului românesc, prea sănătoasă Diana Șoșoacă nu și-a publicat CV-ul nici până acum. Am primit atunci o sesizare de la un cititor că Vlad Botoș, liderul USR de la Arad, un om care repetat a vorbit despre transparență și meritocrație, nu ar fi avut CV-ul public. Deși nu eram interesați de europarlamentar pe atunci, pe 26 ianuarie i-am scris. Mi-a răspuns rapid, cum m-am așteptat de fapt. Nu am avut nicio îndoială că omul își va publica CV-ul și am spus asta și colegilor. În mod ciudat, o săptămână mai târziu CV-ul tot nu era public, așa că i-am mai scris odată domnului europarlamentar Botoș și totul a mers tună. Domnul Botoș a publicat CV-ul, cinstea și onoarea au învăluit din nou USR-ul, iar Drulă, Ghina și Barne au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Evident, nu s-a întâmplat asta, căci altfel nu ne mai strângeam astăzi aici. Pe 1 februarie, domnul Botoș a promis că până pe 7 februarie CV-ul domniei sale va fi public. Februarie 2022, da? Nici până în acest moment domnul Vlad Botoș nu are un CV public. Au trecut mai mult de 2 ani și jumătate. La 10 zile de la ultima promisiune a domnului Botoș, am publicat în Libertatea un articol despre domnia sa. A urmat un linșaj tipic conducerii din ce în ce mai isterice a USR-ului în frunte cu Barna, Drulă și Ghina. Atacuri diverse, presărate cu comentarii rasiste și minciuni infecte la adresa mea au fost tolerate de conducere și, dragii moșului, așa am devenit eu dușmanul conducerii USR. Am înțeles că mi-a socut băiatul Holy Girlfriend. Am înțeles că mi-a socut băiatul Holy Girlfriend. Între timp, din ce în ce mai mulți oameni din USR, dar și din afara lui, au început să ceară publicarea CV-ului lui Botoș. La cererile de acest fel, de obicei a răspuns Cristian Ghina, gurul partidului, mereu pe poziție, apără Cristian! Hai să vedem. Deci, Ghina spune la un an distanță că am făcut asta pentru a-l intimida pe Vlad Botoș și pentru a manipula alegerile din USR. Alegerile în USR au fost în 2021, cu mai bine de 2 luni înainte ca eu să cer CV-ul, documentul cel mai de preț al partidului. Acuzat fiind că nu aș fi de bună credință, l-am confruntat pe domnul Ghina cu dovezi că planul diabolic pe care mi-l atribuise nu stătea în picioare, nu se susținea. Moment în care a decis că nu mai vrea să discute cu mine. Incapacitatea conducerii USR de a-și accepta greșelile rămâne stupefiantă și pune partidul într-o poziție de partid radical. Nu am avut nicio intenție să mai discut despre Botoș, nici despre USR. În definitiv, în USR sunt câțiva primari de toate cinstea și în ciuda exceselor conducerii, USR-ul rămâne un partid cu incomparabil mai puține păcate decât partidele vechi sau aur. Și totuși, acum 2 săptămâni am fost contactat de unul dintre liderii USR din diaspora, care mi-a spus că este dispusă să vină în România pentru a-mi prezenta niște presupuse dovezi de corupție legate de eroul nostru, domnul Vlad Botoș, cel curajos. Cel care nu se lasă intimidat de nimic. Sunteți la starea impostorilor, cu mine, Valeriu Nicolae. Eu provin dintr-o zonă care nu a avut niciodată afaceri cu statul, am lucrat în automotive, am construit fabrici de la zero, am creat locuri de muncă. Am construit fabrici de la zero!
Am creat locuri de muncă. Asta spunea domnul Botoș în 2020. În 2018, Vlad Botoș spunea că pentru mai mult de 10 ani a fost manager unei firme private în domeniul auto. În intern au circulat două variante de CV-uri ale domnului Botoș. Ar fi fost plauzibil ca domnul Botoș să facă o facultate de drept în Arad în timp ce muncea full-time tot în Arad, dar e foarte improbabil ca în timp ce era manager de proiect în Bulgaria să reușească să facă facultatea de drept la zi la Arad. Domnia sa scrie că tot în 2008 a înființat și organizația civică Mișcarea Arădeană. La acel moment, Botoș era președintele Comitetului Național de Conducere a Organizației de Tineret al PNCCD la nivel național. Mai apare și prin niște organizații non-guvernamentale și într-o afacere cu un restaurant. Cum a ajuns un puș de 22 de ani, student la o facultate mega dubioasă, acuzată de eliberare de diplome false, manager de firmă privată și președinte al unei organizații de tineret, într-un partid și el destul de dubios, a mai aproximat pe aici pe acolo? Ce știați despre această zonă înainte de a pune piciorul pentru prima dată în Trejici? Știam foarte multe, adică sunt un om căruia i-a plăcut geografia în școală și am vizitat zona dumneavoastră de foarte multe ori. În primul rând știu trecutul, un trecut glorios. A fost o zonă economică importantă și înfloritoare după al doilea război mondial, să-i spunem. Din păcate, după anii 90 a început o perioadă mai grea. Ok, de mințit nu știm, dar pare cel puțin obișnuit să exagereze de dragul discuției, având prezența scenică a unui preșcolar pus să intoneze poezia la serbare. Din CV-ul prezentat în momentul în care era deja eurodeputat, lipsesc întreprinderile pe care le-a construit de la zero, mă, de la zero. Dar în alt CV, unul în care se arată mai timid, mai modest, scrie că a pus umărul la deschiderea unor întreprinderi în China, Slovacia, Bulgaria și Ucraina. Fie domnul Botoș suferă de ubicuitate, fie are un pic de șoșocită, culos. Acesta este CV-ul cu care a încercat și a reușit să impresioneze conducerea de atunci a USR-ului. De remarcat cât de importante sunt corectitudinea și transparența pentru domnul Botoș aici. Nici o masă fără corectitudine și transparență. Normalității. Și noi credem că alături de USL, PNL, putem aduce această normalitate în Arad și în România. După 4 ani de criză, cred că este un moment ca România să revină pe drumul normalit. Da, da, Vlad Botoș a fost unul dintre susținătorii vocali ai alianței PNL-PSD. Ciuma roșie, mă! Conform declarațiilor sale, de la 19 ani a fost membru PNCCD și timp de 7 ani a rămas în partidul domnului Pavelescu. Apoi, pentru 3 luni a fost în Forța Civică, partid înființat de preacinstitul Viorel Lis. Pe atunci, 2012, anul domnului, treceam printr-o alianță și mai obscenă ca asta de-o trăim acum. Alianța PSD-PNL-Varan. Tot pentru stabilitate și democrație se adunaseră atunci baroni cu necondamnați împreună. Botoș, cinstit, a demisionat cu scandal, afirmându-și susținerea pentru USL și cerând ca filiala Forța Civică Arad, unde el era secretar general, să intre în PNL, să nu aibă legături cu PDL-ul. Din 2012, timp de 3 ani, a fost în PNL. La acel moment, PNL-ul era condus de Crin Antonescu și era la guvernare cu PSD-ul condus de Ponta și Partidul Conservator controlat de Dan Voiculescu. Vlad Botoș a devenit președintele Organizației Municipale de Tineret. Mihăiță Calimente, fost membru PNCCD și dublu cercetat de Agenția Națională pentru Integritate, era în acel moment cel mai puternic om de la PNL Arad. În mai 2014, odată cu fuziunea cu PDL-ul, Botoșelul își pierde funcția. Scrie că a plecat din partid la momentul fuziunii. Tot el scrie că a plecat prin demisie în 2015. Fuziunea PNL-PDL a fost semnată în iulie 2014. În 2016 primește o derogare de la Nicușor Dan și intră în USR. Cum a fost posibil acest lucru când USR-ul și Nicușor Dan se pronunțau foarte dur împotriva traseismului? Domnul Botoș a ocupat funcții de conducere în toate cele 3 partidele unde a fost. Și mai stranu, domnul Botoș refuză cu vehemență orice acuzație de traseism. Să venim doar să auzim scuze. N-am putut, n-am, știți, legislația nu ne-a lăsat, acei miniștri n-au făcut nouă. Trebuie să nu mai fie atât de personale lucrurile, ci să avem mecanisme, proceduri clare. USR-ul,
S-a mândrit, se mândrește că are mecanisme foarte transparente. S-a autodeclarat de multe ori ca fiind cel mai democratic partid din România. În septembrie 2023, membrii USR au primit un document intern cu regulile alegerilor partidului pentru europarlamentare. După 5 ani la Bruxelles și Lanzarote, șansa lui Botoșel să ocupe un loc eligibil era foarte mică, căci controlul asupra voturilor din țară, voturi necesare pentru nominalizare, control pe care domnul Botoș l-a avut în 2019, dispăruse. În regulament, cerințele sunt clare pentru a intra în competiție. Nevoie de un CV, program politic, declarații de avere. Și totuși, Vlad Botoș nu poate să-și publice CV-ul. Dacă e să ne luăm după domnul Ghinea, problema nu e că CV-ul domnului Botoș a riscat niște întrebări destul de dure de la membrii și simpatizanții USR. No. Chipurile nu vor să-mi dea mie satisfacție, că așa se practică la locul de joacă politică. E mai important să loftici pe Georgică de la scara 2 decât să-ți respecti principiile pe care ți-ai fondat partid. Da, mă, da, corectitudine și transparență. Sunt deja o mulțime de zvonuri în interior că nu ar exista o diplomă de facultate și că poziția domniei sale în cadrul firmei unde a lucrat nu era deloc pe atât de importantă pe cât și-a prezentat-o Botoșelul în CV-urile anterioare. CV-uri care, din nou, nu sunt oficiale sau asumate de domnul Botoș. Cum a rezolvat conducerea partidului acest lucru? Păi simplu, membrii partidului și-au ales reprezentanții începând cu locul 5. Primele patru locuri erau ocupate direct și ultra democratic, mă, de șef și numiților. Domnul Botoș a fost unul dintre cei patru norocoși pus pe listă direct și ultra democratic. Elena Lasconi deschide lista de candidați ai USR pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024, la propunerea președintelui Cătălin Drulă. Lista de candidați este completată de Dan Barna, Vlad Voiculescu și Vlad Botoș. Este un lider important al USR, este un om care vrea să-și ducă proiectul la următorul nivel, o femeie puternică în politică, iată, și cred că va aduce în fruntea listei alături de ceilalți colegi, de Dan Barna, de Vlad Voiculescu, de Vlad Botoș, un europarlamentar excepțional de activ, vor atrage încrederea românilor. Nu pot să nu remarc cu câtă îndârjire laudă Cătălin Drulă pe excepționalul Botoș. Botoș nu a fost cu nimic excepțional în Parlamentul European. Nu apare nici măcar în top 100, în timp ce colegi din delegația USR Plus acum în reper apar. Realizările lui în Parlamentul European sunt cel mult mediocre. Faptul că Drulă face o propunere pentru primii patru, inclusiv Vlad Botoș, este ciudat, căci încalcă statutul USR, care este foarte clar despre cum ar trebui să aibă loc alegerile europarlamentare în partid. Ce urmează nu o să convină deloc, dar deloc simpatizanților USR. Mă duc să-mi fac loc în frigider, cât o ascultați voi pe Liana Pop, vicepreședinta USR Anglia. Am avut foarte mare încredere în el. După ce a venit la mine, m-a zis, uite Liana, eu vreau să îmi cumpăr și eu vila aici, te rog frumos, ajută-mă. Uite, eu nu am bani, haide să punem jumate-jumate amândoi, băgăm bani egal și să fie vila amândoi și mergem la notar, facem toate actele, tot transparent. 90.000 de euro trebuia să fie depozitul în cont, plus taxele. El a pus banii ăștia, Vlad, și eu am investit în vilă, materiale, muncitori, ca vila să fie gata, terminată pentru turiști. Când noi am făcut deal-ul ăsta, am zis că absolut tot profitul care o să fie de la booking o să fie împărțit jumate-jumate, normal. Pe două booking-uri au venit și la mine jumate și după aia nu mai. După aia totul s-a schimbat, el a schimbat agentul, m-a schimbat cheile de la vilă, tot, fără să mă anunțe, fără să-mi spună absolut nimic. Casa era pe numele lui. Da, deci am avut o încredere oarbă în omul ăsta, când chiar am crezut că la sfârșit, când casa e terminată, mergem la notar și facem actele exact așa cum el a venit cu ideea. El mi-a propus mie. Eu te-am ajutat, tu mi-ai cerut ajutorul, eu te-am ajutat. Uite, dăm banii care am investit în vilă. Uită munca mea, consider-o cadou și returnează în banii și suntem ok. Am discutat cu el, am rămas că dăm de banii. Când i-am trimis e-mail, am contactat pe un coleg de-a nostru din diaspora, nu vreau să dau nume. Colegul era persoana de contact între noi. Îl suna pe el, colegul nu suna pe mine. Dar eu între timp tot trimiteam e-mail-uri cu chitanțe, cu... mă rog,
Și mă sună colegul și zice: Liana, uite, mi-a zis Vlad că dacă îi dai toate chitanțele, el îți plătește dacă îi dai toate bonurile, chitanțele. Și atunci am rămas șocată, pentru că eu le-am dat. Când mi-am predat vila, septembrie 2020, am avut un folder plin de chitanțe. Și am zis: uite, Vlad, aici ai folderul, am făcut un Excel în care am zis: uite, asta îmi dă mie rezultatul cheltuielilor mele, uite, aici sunt toate chitanțele, ți le dau și ție, te rog frumos să faci și tu un calcul, în caz că există mici diferențe, atunci le clarificăm, nicio problemă. El acum refuză să mai facă alte plăți din cauza că el nu s-a așteptat ca eu să pot să obțin toate facturile. Am zis: uite, să vină un inginer, să facă o evaluare, să vadă cât costă mâna de lucru și tot ce a fost făcut aici. Refuză absolut orice comunicare. Orice comunicare. Totuși, bani pentru care tu ai profitat de cineva, tu ți-ai făcut un business pe banii cuiva și tot ce vrea el e acum să pună monopol pe banii mei. Deci sunt niște bani care nu el e muncit. Când era vot pentru alegerile parlamentare, Vlad Botoș credea că nu o să fie susținut de BN pentru europarlamentare. Și atunci el mergea cu manipulări la persoane cheie, cumva să întoarcă rezultatul spre el, cumva să obțină voturi în caz că BN-ul n-o să-l susțină. Și atunci el a venit și la mine, spunând foarte multe chestii despre oameni din BN. Zicea: Liana, uite că BN-ul îi susține pe nu știu cine, care trădează, care și eu, care am muncit, pe mine vor să mă îndepărteze, vor să scape de mine. Și cumva mă gândeam și eu, măi, da, omul ăsta muncește, adică de ce să facă BN-ul așa ceva? Și la alegeri susținea el aceleași persoane care și BN-ul le susținea. În momentul ăla mi-am dat seama că am fost manipulată. Și eu pe partea cu vila. Pentru că era aceeași metodă. Vlad tot timpul zicea că hai să-ți dau cash. Deci el tot timpul zicea să-mi dea cash. Am cumpărat un teren, am achiziționat un teren la Timișoara cu un coleg de-al meu din Italia și am apelat la Vlad. El făcând ateliere pe fonduri europene și așa, zic: uite, Vlad, poți să ne ajuți cu un proiect, uite, vrem să deschidem, să facem ceva panouri solare și dacă poți să ne ții, să ne spui ce am putea face. Deci le-am informații să ne ajute, adică primii pași, na, dacă poate sau poate să ne recomande pe cineva pentru proiect. Da, Liana vă ajut, nicio problemă, vă ajut. După vreo două luni, ceva de genul, Liana zice: uite, pot să vă ajut, dar să facem un deal, o înțelegere, prin care terenul să fie al vostru și profitul să se împarte la trei. La mine, eu, Ge și tu, dar eu îmi vreau profitul cash. Și am zis: ok, dacă îți vrei partea ta cash, după ce se plătesc taxele și tot, eu n-am nicio problemă, să nu fie probleme. După câteva luni, bine, el zicea către noi că o trimis acolo deja pe cineva, putem să facem panouri solare pe 4 hectare, ceva de genul, că legea nu te lasă din caz că nu sunt panouri solare în zona aia, noi putem să facem, dar pe 4 hectare, 3 hectare și ceva, ceva de genul. Dar avem o mică problemă, a discutat cu cineva de la PSD, că PSD-ul e la putere și ei aprobă la cine vor și a discutat cu cineva de la PSD care i-a zis că da, rezolvă, dar 30.000 de euro. Când a zis că trebuie să plătim 30.000 de euro, mă gândesc cât era pentru cel de la PSD și cât era pentru el. Cred că am fost manipulată, clar. Asta e o formă de manipulare. Chestia asta durează de 6 luni. Ești în campanie, am înțeles, dar nu trebuie prima dată ca și un bun candidat să fii un exemplu, nu? Adică tu trebuie să-ți plătești toate datoriile și după aia să reprezinți milioane de români. Să faci așa ceva, cu mai ales tu care promovezi femeile, tu faci chestia asta unei femei. Adică tu pur și simplu ce cu Vlad Botoș din punctul meu de vedere vrut exact să mă fure. Am vorbit cu 8 oameni pentru a confirma cele din interviul doamnei Pop. Colegul de partid al Lianei Pop și al domnului Botoș a confirmat și el versiunea doamnei Pop în ceea ce privește cei 30.000 de euro ceruți pentru o mită către PSD. Am trecut prin 10 de acte doveditoare. Liana Pop este vicepreședinta USR Anglia și a coordonat campania de europarlamentare. S-a retras acum 2 săptămâni. Pe când difuzăm acest episod, domnul Botoș, cel mai probabil, a primit deja o scrisoare de la avocatul doamnei Pop, prin care este înștiințat că îl va da în judecată pentru fraudă dacă nu va plăti întreaga datorie în termen de 7 zile. Vlad Botoș este un foarte apropiat al celor 3 domni care domină partidul, domnii Drulă, Barna și Ghina.
În urma sinecurii în Parlamentul European, Botoș a tras cu bunul simț specific politicianului patriot și luptător pentru dreptate o vilă cu mult peste jumătate de milion de euro în Lanzarote, Spania, că doar nu credeți că ar fi investit la noi în țară. Bani luați de la doamna Pop și pe credit. USR-ul este un partid construit pe un mesaj anticorupție și transparență. Un partid în care o mulțime de oameni, inclusiv eu, ne-am pus speranța că ar putea reforma societatea românească. Pentru mine, acuzațiile aduse domnului Vlad Botoș sunt mult mai dure decât acuzațiile aduse doamnei Lasconi. Pe dânsa au scos-o de pe listă fără să clipească. Mă îndoiesc că în acest caz se va întâmpla la fel. Nu am cum să confirm dacă oamenii din conducerea USR, din Biroul Național, au fost sau nu la vila din Lanzarote a domnului Botoș. Le-am cerut un interviu și domnului Drulă și domnului Botoș. Ambii au ignorat cererea mea. Mă întreb totuși, cum ajunge un puști, probabil bine intenționat, să transforme într-un politician cu CV secret de partid, care este acuzat de colegii lui de partid de înșelătorie și de pretindere de mită pentru aranjarea unei afaceri pe fonduri europene cu un PSD-ist de la Timișoara. Este o întrebare care mie îmi dă fiori. USR-ul are nevoie de o reformă urgentă pentru a nu deveni versiunea nouă a PNL sau PSD. Sunt oameni cu capul pe umeri care vor câștiga primării importante din partea USR. Poate ei vor avea curajul necesar să forțeze această schimbare. Altfel, va fi din ce în ce mai dificil pentru suporterii și așa pretențioși ai partidului să-i mai voteze. Și Botoș, hai sictir-mă!